Vă salut, prieteni! Astăzi vom discuta despre vorbele marilor înțelepți ai lumii. Atunci când o așchie îți intră în deget, bucură-te că nu ți-a intrat în ochi. Singura diferență dintre medici și avocați este că avocații doar te jefuiesc, pe când medicii te jefuiesc și te mai și omoară. Indiferența este paralizia sufletului, o moarte prematură. Răul nu este să urăști câțiva dușmani, ci să nu-l iubești suficient pe aproapele tău. Singura menire a omului este de a-și iubi aproapele și de a se sacrifica pentru el. Nu există nimic pe lume mai înspăimântător, mai înjositor și mai plicticos decât banalitatea. Nu oricine știe să tacă sau să plece când trebuie. Omenirea progresează perfecționându-și potențialul. Dragostea arată omului cum ar trebui să fie el. Cât e de ușor să fii filozof pe hârtie și cât de greu e să fii filozof cu adevărat. O educație bună nu te împiedică să verzi sosul pe fața de masă, dar te oprește să observi greșeala când o face altul. Oricine poate face față unei situații de criză. Viața de zi cu zi, în schimb, ne dă gata. Dacă ai speranțe, e bine și la bătrâneți. Dacă ți este frică de singurătate, nu te căsători. Teme-te de berbec din față, de cal din spate și de femei din toate părțile. Nu ne înspăimântă decât ceea ce mintea nu poate înțelege. Dacă te trezești dimineața cu pup sculată, înseamnă că ești nesatisfăcut din punct de vedere sexual.